Adriano, fă cu mâna! Visește foarte mult. Au trecut 15 ani de când el nu mai este printre noi. Se iasă ca lumea acolo, se iasă bine, gardul. Și dacă nu iese bine, ce ne faci? Să sperăm că în 2 săptămâni să nu ne trezim cu gardul în drum. Ce-ai făcut, mă? Ți-ai rupt piciorul? Hai cu bună dimineața! În această dimineață ne-am trezit cu un vibe mai bun și ghiciți de ce? Le spunem? Le spunem, hai! Avem muncitori noi. Într-un timp foarte scurt am găsit niște băieți care vor să se ocupe de gardul nostru. Pe această cale vrem să le mulțumim că au putut veni atât de repede. Le-am explicat situația că noi stăm cu materialele în curte și ne este frică să nu rămânem fără ele. Tocmai de asta am insistat să vină repede. Oamenii au înțeles despre ce este vorba. Au venit ieri aici și au văzut despre ce este vorba și cam cât trebuie să muncească. De astăzi s-au apucat de muncă. De astăzi au venit, de astăzi de dimineață, cum au ajuns aici, oamenii au pornit direct să muncească. Deci muncesc cu oamenii în continuu. Vrem să le mulțumim și vrem ca noi să le dăm o masă caldă la amiază, pentru că așa mi se pare corect și normal. Sperăm să ne înțelegem bine cu ei până la sfârșitul acestei lucrări. Da. Ce facem, ce gătim astăzi? Astăzi vom găti niște șnițele cu cartofi. Și cu o salată? Și salată sau facem? Castraveți? Murați? Mai bine ca să aveți murați. E, vedem. Și dacă e să ne mai vine, să ne mai treacă ceva prin cap, o să gătim și ceva mai cald, gen o ciorbă sau da, vedem da, noi. Vedem zilele viitoare, pentru că astăzi nu are rost. Bun, ideea este că vrem să vă arătăm oamenii cum lucrează, dar înainte de a merge la ei, nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube. Să ne lăsați și nouă părerea în comentarii, să ne dați și nouă un like și nu uitați de membrii canalului. Și sperăm din suflet ca voi să rămâneți în continuare alături de noi, pentru că susținerea voastră contează foarte mult pentru noi, părerile voastre contează foarte mult pentru noi. Știm că voi vreți ca noi să ne apucăm și în casă, dar momentan ne-am gândit să terminăm cu gardul, pentru că gardul este cel mai greu de făcut. În casă, când o fi să facem din lut, pentru că casa este făcută din chirpici, și în casă când o fi să facem din lut, putem să aprindem focul și să fie cald și se va usca altfel. Afară, dacă vine ploaia... Facem de la primăvară, nu? Ce? Afară, o să începem de la primăvară. Afară, după ce terminăm gardul, o să începem din nou de la primăvară, că vine ploaia, vin ploile, vine ninsoarea, trebuie să terminăm acum dacă am început cu gardul. Mie de asta mi-este frică. Tocmai de asta am și insistat să vină oamenii ăștia așa de repede, pentru că na. Bun, atunci hai să mergem să... Da, înainte să mergem să le arătăm muncitorii, vreau să le mai spun și eu ceva. Astăzi mi-am schimbat geaca, ce credeți? Pentru toate persoanele care îmi spun: mai schimbă și tu geaca aia, da, uitați că am schimbat-o. Ei, păi e neagră, dar nu mai are glugă. Astăzi îmi îngheață urechile. Bun, ce facem? Gătești tu și mă duc eu la magazin sau te duci la magazin și gătești eu? Tu alegi, pentru că ieri... Nu ieri, alaltă ieri. Nu, ieri... Ai făcut figuri, că vezi, doamne, eu stau toată ziua în casă la căldurică și că eu de asta am ales să fac mâncare, pentru că știam că o să stau în casă la căldurică. Frate, astăzi tu alegi, te duci la magazin sau gătești. Spune aici în fața tuturor. Bine, eu vreau să mergem să arătăm muncitorii. Nu, spui acum de față cu toată lumea ce alegi să faci. Gătești sau te duci la magazin? Hai să mergem să le arătăm muncitorii. Nu mai încerca să eviți asta. Eu nu vreau să stau din nou afară la minus 3 grade. Nu mă interesează pe mine. Pe mine mă interesează să-mi dai un răspuns acum, discret și sincer. Discret? Da. Cum adică discret? Da, taci, mă, să fie așa. Bun, hai să mergem să le arătăm muncitorii. Nu. Și o să mă duc la magazin să... Așa. Te duci la magazin? Da, să cumpăr ce trebuie, da. Bine, hai să mergem, hai să mergem să le arătăm cum muncesc oamenii. Aoleu, și, și ce vibe bun avem în această dimineață și sperăm să ducem lucrarea la bun sfârșit și să nu intervină probleme, pentru că credeți-ne, ne-am săturat de probleme și de, și de ghinion. Ghinion? Ne urmărește ghinionul. În ultima perioadă cam da, ne cam urmărește ghinionul. N-avem ce face. Haideți să mergem să vedem. Pompa asta cu apă n-am mai făcut-o. O să vină astăzi să ne facă și pompa cu apă. La pe la 10 a zis, nu? Uh-huh.
Pentru că noi suntem fete harnice și ne trezim de la 6:30, ne-am trezit, cam în ultima perioadă, asta este ora noastră de trezire, dar asta este. Uitați, băieții au început munca. Muncesc cu drag și spor. Merge, băieți, merge? Merge, nu? Încercăm, asta e de probă. Asta e doar de probă, nu? Așa mâncăm bine. Hai. Vă este fric? Nu. Bine. Bine. Da, sperăm să progresăm cât mai mult, încetul cu încetul, cum trec zilele, să se vadă din urma noastră progresul, pentru că asta ne interesează pe noi. Și ce să zic, o să mergem să ne... Te duci la magazin și eu mă pun să fac mâncare. Da, mă duc la magazin și tu te pui să faci mâncare. Ce să zic? Să avem spor la treabă. Doamne ajută! A venit și Alexandra de la magazin, mi-a luat cartofi, mi-a luat pulpe, mi-a luat aripioare, mi-a luat pâine și de la Vaslui am adus un lighean și o oală, pentru că am văzut că nu vă place olița mea afumată. Și am zis ca să aduc o oală nouă. Uitați aici, olița mea. Bine că pe dinăuntru e curată oala, nu are nimic, dar nu e spurcată. Nu e vina mea că am făcut foc afară și am pus-o la chirostiu și s-a afumat. În fine, am adus altă oală, nu e problemă. De oale e problema. Nu e problema de oale. Acum am pus apă la încălzit să pun pulpele la dezghețat și după aia mă pun să fac păpica. Îi spui tu unde să lase balastru, te rog? Ia vino, ia culit, să zic de 10 ori. Săraci. A venit și balastru. Să vedem unde îl pune. Băieții aici muncesc în continuu. Facem, că pentru asta trage. Au început să pună și plasa, balastru, frumos. Doamne, nu știți voi cât mă bucur. Nu știți voi cât mă bucur că am început munca. Aici îi dați drumul? Aici, da. Uitați-vă și voi cât de înalt este malul ăsta. Are 2,40 m înălțime. Cimentul este acolo. Aveți nevoie de ajutor? Îți dau un ciupan ceva. A căzut balastru. Da, cred că mai trebuie balastru, nu? Da, trebuie. Mai trebuie una de băbuleau. Ei, atunci când o să mai trebuiască, îl sun și vine iară. Gata, a căzut și balastru. Cred că ne mai trebuie și balastru și ciment. Băieții lucrează acolo. Adriana spală vase.
Adriano, fă cu mâna. Dă drumul la alea și fă cu mâna. Nu mă dă-le drumul de acolo de sus. Am pus pulverele la dezghețat. Am aprins focul, am spălat vasele care mai erau de spălat. Aștept acum să se dezghețe carnea, pentru că n-a găsit piept de pui, a luat aripioare cu pulpe. Aștept să se dezghețe carnea acum și după aia mă pun să fac păpica! A terminat de pus plasa până aici. Balotiera. Cum se cheamă aia? Betoniera. Betoniera e dată jos, pregătită. Așteptăm pe cineva să ne aducă un furtun, să tragem apă la betonieră. Curentul este tras, avem tot ce ne trebuie. Ne mai lipsește doar furtunul. Da, nu-i problemă. Important e să se cunoască. Asta este important. Cred că vine și domnul cu furtunul. Ce ziceți? Dați-ne și nouă câte o părere. E bine? Cum facem? Nu e bine? La dâmbul care este aici, e groasă treabă. Avem de băgat de beton, de ne vine rău. Dar că problema este că am vrut să venim cu cifa, dar din păcate cifa poate să vină abia marți. Și băieții, dacă au venit de astăzi, n-aveam cum să-i mai amân. Că erau pe drum, băieții vin tocmai de la Tecuci. Și na. Mă bucur că ei se țin de treabă și muncesc. Va trebui să mai vin odată buldoi scavatorul să mai sape acolo la colț, să ne facă intrarea ca lumea. Și Doamne ajută, cu Dumnezeu înainte. Dacă aveți păreri, nu știu, orice, lăsați-ne-le în secțiunea de comentarii. Noi vom ține cont de absolut tot. Am pus și carnea la fiert. Așa, am curățat și cartofii. Am curățat și cartofii, cartofiori. Așa. Și între timp m-am gândit cât fierbe carnea să îi spăl scrumiera lui tata. Știți și voi că am găsit unde bara și am zis să o fac frumoasă. Și toate lucrurile care îi aparțineau lui tata, o să avem grijă de ele, să le punem într-un loc sigur. Dar în anumite momente când ni se face dor de el, să ne mai uităm la ele, să... Na. Mi-este foarte dor de el, visește foarte mult. Au trecut 15 ani de când el nu mai este printre noi. Parcă mai ieri eram copilă și strigam la tata: tati, vino și pe-n focul, tati, vino și ia-mă în brațe, tati, fă-mi leagăn, tati. Da, seama că momentele astea niciodată n-o să le pot uita. N-am cum niciodată să uit momentele astea. O să rămână mereu acolo. Cine aș da măcar pentru o zi să mai fie ar copilă? Să fie mama, să fie tata. Să ne strângem la masă. Să mâncăm toți împreună ca o familie fericită. Asta e. Aș da orice pe lumea asta să mai fie o zi din aia. O zi fericită. Când îl auzeam pe tata că venea acasă și începea să ne certe, că de ce n-am făcut curat, că de ce n-am... Mi-e dor. Au fost și greutăți, bineînțeles, dar vă dați seama, eram fericiți. Săraci și fericiți. Am terminat și scrumiera de spălat în formă de cal. O clătesc.
cum era al tati. Da, asta e. A trecut. Mă pun să fac mâncarea. Mă pun să pun cartofii la prăjit. Și după ne punem la masă. Băieții au început cu betoniera. Cred că așa se cheamă. Betoniera? Cum se cheamă asta? Betoniera sau balus? Balotier. Betoniera, balotier. Nu mai știu, mă rog. Au început să pună balastru în mașinăria asta și încep să toarne la fundație. Ia uitați cum curge. Ne mai trebuie cam vreo 500 din astea. Vai de capul nostru. Vai de capul nostru cât avem de muncă. Uitați cât a venit. Doar atât? Dar câte roabe din astea intră într-una din asta? Câte roabe de beton din asta intră într-una din asta? Câte roabe de beton din asta intră? 5 într-una? Am înțeles. A doua roabă. Oamenii își fac bine treaba. Ia să mă duc eu să văd ce face Adriana. Pentru că din câte am observat a început să pună păpica, să facă păpica. Va veni din nou buldoi excavatorul să ne taie din nou malul ăsta aici și să facem intrarea asta frumoasă. După care, după ce înainte să ia, sau după ce iau băieții pauză, vine și domnul să ne facă apa aici, că încă explodează. Of, Doamne, cu ajutorul lui Dumnezeu o să reușim să ne iasă bine. Ia să vedem noi ce face Donșoara. Tu ce faci, mă? Ce fac? Ce-ai făcut? Mâncare. Stând? Păi aștept să-mi cazi acolo. Vezi că eu până acum am stat afară. Și? Și m-am chinuit o grămadă cu băieții cu furtunul ăla. Păi și eu am furtun din și bucăți. Și eu vezi că am ieșit afară și l-am ajutat pe băiatul ăla să duc o plasă de Buzău acolo la deal. Nu știu cum să zic. Cât timp ai fost tu și ai tras curentul, eu am ajutat să ducă plasa de Buzău la deal acolo, pentru că doi băieți puneau cimentul și unul să văd la hârlet și a rămas doar unul și ăla a așezat plasa în șanț. Și nu avea cine să-i mai aduc o plasă, așa că am încercat eu să-i o duc. Dar după aia, până la urmă, a venit el și a luat-o singur, pentru că eu nu reușeam. Înseamnă că ești puturoasă. Nu sunt puturoasă, era prea grea pentru mine și a venit el. Au făcut pană la dubă și un băiat a plecat să facă pană, nu știu. Aveau o roată moale și au plecat să facă o pană. Cât băieți? Unu. Trei muncesc. Trei au turnat deja două roabe, da? De balastru. Așa repede s-a făcut? Da. Da? Și acum au zis că sunt 5 roabe de balastru într-o betonieră din aia. 5 roabe? Da. Adică cât metri cub? A, bine că mă întreb pe mine. Nu știu, de unde să știu eu. Dar cât ciment și cât balastru pune într-o roabă? Nu știu. Da. Nu mă întreba. Mă, betonieră sau balotieră? Betonieră. Nu-i balotieră? Nu, e betonieră. De ce? Cine a zis cum ai zis? Balotieră. Păi nu știam cum să zici. Balotieră vine de la baloți. Baloții sunt baloți de paie, de... A, că eu stăteam așa și mă gândeam, băi, e betonieră sau e balotieră? Băi, betonieră. Aha. A, că vine de la beton. Uite, da. Vezi? Nu mă duce capul. Dacă ai zis femeie, ce vrei, de unde să știu eu? Hai, pa! Hai, mă duc să mai stau afară cu băieții și tot ce se întâmplă nou veți afla și veți vedea. Much, much, much later. Și am început cu turnatul.
o să văd ce face oaia aia dacă a terminat mâncarea, că mi-e foame. Mi-e foame rău, rău, rău de tot. Mai bine, mai este un pic bine, 12, punem și noi băieții ăștia la masă, mâncăm cu toții frumos, pauză un pic, după care... Iute și o pârlă, iute și o pârlă, ușo 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 pârliță mică, ușo pârliță, a scăzut, a căzut și o pârla, s-a aruncat, s-a aruncat și o pârla. O să ne intre de-a material acolo, de o să ne vină rău. Mă! Mi-e foame! Cum facem? Se prinde? Păi lasă să se prăjească mai mult și după aia. Ai tână carne? Ia! Uite și carnea asta așa. E, aia e. Ce se face? Asta e? E la foc? Nu e la aragaz. Dar mie mi-e foame. Și mie. Hai că vedem. Băieți, ce vreau. Stau degeaba. Da? Ce mă, toamnă la betoane, săraci? Da? Ei, da. Doamne, ajută să fie bine, Adrianu, că... O să mai trebuiască, cred că, vreun palet de ciment și încă 6 metri cub de palas. Da. Și plus bolțare. Să mai trebuiască materiale de nevine rău. Ajutați-ne și pe noi cu idei, vă rog, din suflet. Spune-le, Adrianu, zile. Zile să ne ajute cu idei. Că avem nevoie. Idei pentru ce? Pentru tot ce facem noi aici. Păi, momentan, eu fac cu gardul. Facem păi, gardul. Păi, da, da. Când o să ne apucăm de casă, atunci să ne dea idei. Cei care doresc să veniți să vizitați căsuța părintească, sunteți bineveniți oricând. V-am spus și pe vlogurile anterioare, casa este situată în comuna Tanacu, județul Vaslui. Și dacă aveți chef de și de muncă, vă invităm pe aici, că nu de muncă este. Ne-așa, Adriana? Zile să vină să muncească. Ai văzut oala mea nouă? Du-te, fată. Mi-a luat o oală nouă ca să nu se mai alume de mine că oală. Dar de ce ai ochii înlăcrimați? Hmm? De ce ai ochii înlăcrimați? Ce-ai făcut? Ai unul mamă, ce vede, se vede ochiul. Unul se vede căprâș și unul albastru. Vorbesc serios. A few moments later. Sus din nou și buldoie excavatorul. Trebuie să niveleze din nou aici pentru că bucata asta n-a reușit din cauza țevii și să mai rupă un pic din malul ăsta. Calează acum buldo. Băieții muncesc cu drag și spor. Mie mi-a venit un miros de mâncare de nu mai pot, ruptă de foame. Trebuie să facem treabă. Doamne, ajută să fie bine. Mergem înainte și dăm înainte. O să intre de-a balastru aici, o să ne vină rău. Deci efectiv, de-a balastru, de-a beton, din ăsta de o să ne vină rău. Deci efectiv avem de băgat maxim. Maxim de mult. Aia e. Încetul cu încetul, ia să vedem ce face Adriana. Încetul cu încetul, terminăm. Și ăsta de făcut. Și vom vedea ce va mai fi. Și ce va mai ieși. Adriana iar stă degeaba. Ea atâta știe să stea degeaba. Nu stă degeaba. Tu. Eu? Da. Ce stă degeaba? Că-ți fac de mâncare, poate să stă degeaba? Nu faci, mie faci și la oamenii ăștia, așa că te puc de sus. Cartofiori. Mai ai o tură, nu? Da. O tură și atât, nu? Da. Dacă asta au cerut oamenii, asta le facem. Să știți că nu noi am vrut să facem asta, oamenii ne-au cerut. Asta e. Mă duc să stau pe lângă băiatul ăla cu buldo ca să știe exact ce și cum trebuie să facă. Și mi-e chem tu la mașină. Much, much, much later. Uitați și voi ce face Adriana acolo. A terminat de făcut mâncarea, am dat la oameni și acum Adriana s-a pus să ajute oamenii. A, ce-ai pățit, Didi? Ce? Așa
așa e viața. E greu, nu? Da. Te-ai pus și tu să muncești, fată. Du-te, mă. Știi și tu să torni betoane. Du-te, mă, că mai tare încurci băiatul. Nu poate, mă duc jos. Hai, du-te. Ce vrei, mă? Ce-ai făcut? Și ai impresia că-mi pasă? Da. Pa. Cam cât mai durează până turnați toată centura asta? Mai durează, bă. Te la văd și eu zic să vină. Și vreți să vă aduc și să vă mai aduc balastru, păi, nu? Da, bașurile de balastru. Și ciment? Ciment, cât fără mai aduc. Zici să mai aduc și vă 20 de sac. Dar nu, că luăm la... Mai iau un bax, că oricum ne trebuie pentru... Da? Da. Bine, o să sun imediat și o să dau comandă. Unde te-ai dus? Vorbești cu mama? Da. Dai ce-ți vorbești cu mama? Cum adică să vorbești? Pa, mama! Zi! Pa. Zi ceva aici, zi! Ce să zic, iubire? Pa, mama! Să fie într-un ceas bun, să iasă ca lumea acolo, să iasă bine, gata. Și dacă nu iese bine, ce ne faci? Care țevi, mama, alea o să le bage după ce o să pună bolțare, că acum abia toarnă centura jos. Păi da, dar nu trebuie să prindă din jos în sus? Mama, țevile trebuie băgate în bolțari. La... De ce în bolțari? De ce? Păi eu... Mama, țeava... Ascultă-mă! Taci, mă, un pic! Țeava este de 2 metri, dealul acolo la deal este de 2,40 m. Țeava are 3 metri. Cum să-ți vină să spună țevile dacă ei trebuie să plece de mai sus cu țevile? Păi da, da, eu știu. Taci, că nu știi despre ce vorbești. Bună, mami! Bună, iubire! Ce faci? Unde ai fost, Alexandru? Unde ai fost? Ai luat furtun? Da, trebuia să le iau, că... Dai și mie un cuțit? Da. N-ai. Dă cu bricheta. Am bricheta? Păi n-ai? Aba, da. Hei! De metri? Da, oare îți dai seama. Băieții muncesc. Hai că începem să progresăm. Progresăm? Da, avem de-a beton de băgat aici, mă, Alexandru, de ne vine rău. Ce? Avem de-a beton de băgat aici, de ne vine rău. Du-te! Dar tu de unde ai învățat să faci toate lucrurile astea? Băi, m-am învățat, băi, de la unul, de la altul am făcut să fiu. Ai furat meseria? Da. Așa faci tu, furi meserie? Hei, încet tu! Te-ai lovit? Nu.
Didi, ce faci? Stai? Da, ce faci? Muncești? Și privit, tot o muncă este, nu? Da. Tot betonul ăsta ce-am făcut. Ce ai făcut tu, mă? Tot betonul ăsta. Nu e așa? Da. Cu mâna și cu spatele băieților, nu? Nu. Cum nu? Cu mâinile și cu picioarele mele. Du-te, mă! Știai tu că trebuie să faci astea toate aici? Da. Da? Da. Da? Știai? Și tu zici că faci și case, nu? Da. Care doriți să... Să vă faceți casa așa, apelați la băiatul. E muncitor, muncește. Vrei să le spun și oamenilor că tu nu ai lăsat băieții să mănânce la viață și ai ridicat să vină la muncă? Cum se termină? Da, am chemat băieții la masă, zic haideți să mâncați băieți. A stat 5 minute băiatul, a mâncat și după aia a ridicat de la masă. Haideți să terminăm, băieți. Așa da, n-am ce să zic. Bravo lor. Bravo lor, n-am ce să zic. Adriana tot stă în fund. Nu stau în fund, stau pe vine. Tot aia e. Ce vrei? Trece, hai să vedem ce mai facem și noi. Să punem și noi groapa aia la WC? O hai, mai terminăm? Am două. Hai. Oare le trebuie acum pietre? Nu cred. Ba da, ai. Dar hai că luăm pe ale noastre, că ale noastre sunt în... Du-te și ia lopata. Și hai să mergem să vedem ce mai facem cu groapa aia la WC. Că dacă e în lut pe ea, nu vezi ce e aici? Ia uitați ce e aici. Vai de capul nostru. E la conducta asta. Și nu poate să vină omul să ne-o facă. Că dacă ar veni să ne-o facă, ar fi și prea bombă. Dar le trebuie apă la băieți. Hai, mergi să sapi tu? Hai. Uite, ai hârlețul acolo. Iau și eu unul. Să o crezi tu că la noi mai ascuțit. Ba da. Ba nu. Ei, dacă zic. Ei, dacă zic că nu. Ne chinuim de o săptămână. În 3 luni terminăm și noi groapa asta. Zic, în 3 luni terminăm și noi groapa asta, nu? Hai să văd. Aha. Mamă, ce-mi place! Ce ziceai, Adriana, că e ușor? Dar n-am zis niciodată că e ușor. Păi tu nu vezi, mă? Tu dai seama ce aici? Hai, Didi! Uite, mă! Dă-te, că fac eu! Lasă-mă, mă, că fac eu! Dă-te, na, de aici, dă-te! Na! Nu, las că... Na, de aici, dă-te, că fac eu, dă-te! Ieși, mă, că eu m-am prostit până acum! Alexandra! A, dai acolo unde mergi mai ușor, ia dă-i în partea asta aici. Uite, vezi? M-am prostit până acum. Știam că vei da de greu. Ce vrei, mă? Tu chiar crezi că e asta de ușor? Dar n-am zis, mă, niciodată că e ușor. Aici trebuie să băgăm niște apă. Tragem furtunul ăla și băgăm apă și să lăsăm să se moaie. A, deci era bună ideea mea care am spus-o atunci. Nu. Ba da. Ba nu. Era bună ideea mea. Ba nu. Nu că nu. Nu ai cum, Adriana, e prea greu. Nu, trebuie să pui apă, se moaie. Nu, că n-ar termina băieții cu apa acolo. Aduci furtun aici? Trag furtun, nu? Caz mânge, cred. Și pun apă, umplu asta cu apă. Pământul o absorbe, știi? Că n-ai cum altfel. N-ai nicio șansă. Hai să mergem, lasă așa. Mă gândeam și eu că fac treaba azi. Hai că reușesc. Hai. Nu, e beton. Dai, te zici că dai în beton. Uite ce proastă am fost, a fost buldu astăzi. Și n-aia e. Venea buldu și dădea. Dar știi ce fac eu? Între timp îmi caut niște scânduri cu niște cuie și îmi fac cabină de WC. Uite, mă, nu putem să o consolidăm pe asta? Să o consolidăm pe asta? Da. Na. Nu, las că-mi fac una nouă. Dar cuia ai la băieți acolo? Hă? Cuia ai la băieți acolo? Da. Hai că nu merge. Dar oare n-ajunge atât? Nu, nu. S-a ajuns atât. Graba trebuie să treacă de capul meu.
Hai, Alexandra, eu mă duc să-mi fac WC-ul. Adriano, termină cu prostiile astea, că te duci tu să faci WC-ul, că acolo ăla trebuie să-l facă un bărbat, nu tu. De ce? Că poți și eu, adică nu e așa greu să tai niște scânduri, de, Adriano, scânduri din astea și să construiesc un WC-ul. Ascult odată că nu o să poți tu să faci ce spui tu acolo, pentru că este foarte greu. De ce? Pentru că îți trebuie multe chestii, îți trebuie, în primul rând, îți trebuie o... Eu zic, mai bine să luăm pe ăsta. Pe ăsta? Da. Dar nu-mi place ăsta. Aici trebuie pari băgați înăuntru. Nu mă las să fac un bărbat, că nu te pricepi tu să faci ăla. Păi și tu nu-ți dai seama până ce chemăm noi un bărbat. Găsim noi pe durează. Cineva zilele astea, dacă toți suntem pe aici în fiecare zi, să vină să-l construiască. Păi sau bine. Poate găsim pe cineva să vină și să ne și sape. Nu? Da. Păi bine, atunci, hai să... Chiar mă uite pe cine putem să chemăm să-l sape. Cine? Pe omul ăla de a venit data trecută cu băiatul ăla de ne-a curățat grădina. Pe ăla mai în vârstă. Îl găsim la magazin, cred că. Păi o să trecem de seară pe la magazin. Să-i zicem să vină să ne-l sape și să, numai cu ocazia asta ne-l și face. Ai văzut că omul ăla a plecat mulțumit de la noi, adică a fost mai mult decât mulțumit. O să mergem să-l chemăm și îl lăsăm pe el să facă atunci, da? Păi asta, adică uite ce greu se sapă, eu n-am putere să sap eu așa ceva, uite. Hai că sus. Tu păsărică. Sus am mai mers. Cum am mai mers, dar jos nu merge. Eu te ciocănitoarele, mă, fac găuri în copaci. Unde, mă? Uite acolo, uite, zboară prin salcâmi ăștia, prin pruni ăștia. Hai să mergem să vedem, că trebuie să vină și a doua mașină de balastru. Și al doilea palet de ciment. N-are rost să te puști tu de făcut, că nu știi să-l faci. Și strigi niște scânduri degeaba, spun eu. Bine, atunci... Hai să mergem, că trebuie să vină mașina, cred că de... De balastru? De balastru, așa, și cu cimentul. Ne mai strângem pietre și mai băgăm în groapa aia, că intră de-a balastru de ne vine rău. Păi și dacă pui pietre, nu o să mai intre așa mult balastru? Păi zic și eu știu. Măcar încerc, nu? Adică, Adriano, tu vezi că am terminat 6 metri cub de balastru și plus un palet de ciment? Trebuie să facem și noi ceva, nu? Adică nu putem să turnăm balastru aici de ne iese ochii. Dar trebuie să căutăm ceva. Hai să căutăm ceva, să sperăm... Ce? Cu ce? Ia o oală! Vezi că ai în partea asta la întâncasă o oală. Unde? Uite, sau uite, pune lighianul ăsta. Pune lighianul ăsta și... Acolo, le cam mai repede, știi? Dar sper să facem bine ceea ce facem. Bă, eu am întrebat oamenii ăștia și am zis că e ok, de ce nu? Uite, pune ăsta nu merge pe gata. No. De ce nu? Nu știu. De ce n-ar merge? Păi eu știu. A pus deja plasă, dacă... Dar las că-l băgăm, putem să-l băgăm în partea de la val, știi? Că ăsta-i fier. Ăsta-i fier, ăsta-i ciment. Cum ar veni și ar merge, cred. Oricum n-avem ce faci cu pietrele astea. Să le băgăm acolo, mai împrind și mai cumva. Dar pune pietre din astea negre mai mari. A? Păi pune mai și din astea și din astea, nu te pun de toate. Oricum pe toate le car. Le pun acolo. Nu, numai acolo. Mă rog, unde e? În cap. Sper să facem treaba bună. Mamă, dar ce greu e ăsta, bă, că merge și eu. Taci, mă, din gură, că eu le-am cărat-o mai din spate pe ăstea și le-am adus în față. Tu te plângi că... A? A? Acum vrei să lau sau ce? Aveți că nu-mi cap. Facem treabă bună, nu? Să sperăm că am două săptămâni să nu ne trezim cu cardul în drum. Hai, mă, să ne exagerăm că e beton. E beton, Adriana, tot. Nu se trezește cu cardul în drum. A? Păi dacă pui pietre. Păi da, și astea se prinde pe beton și rămân... Nu știu dacă înțelegi ce zic.
Eu înțeleg ce zici tu, dar să sperăm că e bine ce facem noi acum. Voi ce credeți? Amândouă odată. Voi ce credeți? M-a înjurat cineva. Cu P. Piatră. Nu cunosc pe nimeni cu P, dar dacă m-ai înjurat ăla cu P, să-ți fie rușine. Mamă, ce m-am lovit. Adrianu. Ce facem, Adrianu, că ne intră de-a balastru acolo, de-a beton acolo, de ne vine rău. Ce vrei, Alexandru, să facem de acum? Am intrat în holă, trebuie să jucăm, nu? Jucăm până la capăt. Asta e. Dar o să fie vai de cap. Ce să faci, mă? Băieții... Ăsta de fier cu beton? Nu, mă, asta. Care... A, nu cred, mă. Nu cred. Hai că te ajut și eu. Pun și eu să te ajut. Bine? Până unde a ajuns abia ăsta. Ferească Dumnezeu. Ne-a intrat 6 metri cub de balastru. Cică cu cea oare să faci avere? Haideți că mă pun și eu să o ajut pe Alexandru. A few moments later. Venit încă o mașină de balastru. Am mai dat comandă de un palet de ciment, deci băgăm de-a material aici, e exagerat de mult, mult rău, rău de tot. Aia e, poate măcar până de seară terminăm de făcut centura asta, asta e ce ne interesează, ca până mâine să se usuce. Și... bună ziua! Și poate scăpăm. Balastru, balastru, balastru. Cam câte mașini din astea credeți că ne mai trebuie? Mai trebuie bună. Îi spun să ne aducă și pe cealaltă? Nu, mâine că ne încurcă, știi? Gata, 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 gata. Gata și cu balastru. Continuăm munca, dacă suta părintească. Săraci băieți cât muncesc. Au pus săraci să sape acolo unde n-a putut să intre cu buldo. Da, să vă arăt. Dau cu târnăcopul, pentru că este foarte, foarte tare pământul aici. Este foarte tare. Bună, Adriano! Unde ai dus mașina? Bine, pa! Ia! Merge? Nu știu treaba, dacă am turnat pe locul ăsta. Târnăcum? Merge. Mai bine de hârlețul. Mai ușor merge cu hârlețul, nu? Se sapă greu. E beton, a? Hai să bigă, lasă acolo. Tu ce cauți aici de drum și fă-ți treaba? Ce treabă? Că am văzut mașina. Tu te vorbește cu neagică. Fă-ți treaba. Și întreabă și de mașina de aia, de paletul de... Mai bine încă un palet de ciment. Bine pe paleți. Unul e aproape gata acolo. Unde, aici? Aici îl pune? Tu ce stai, mă? Asta merge. Pune-l și tu aici. Lăsăm aici? Uite, pune-l aici, în colț.
Dai mai. Să fii de maimuță urâtă, nu-mi răspunzi? Mai vine încoa! Te pui tu să sapi acolo? A? Hai că da, sap tu aici. Aha, invers mă... Aha. Hai că merge. Dar lasă-mă că cred că ajunge. Adică e bine, trebuie, uite aici partea asta, uite, ne omoară partea asta cu ăsta. A. Este fix ca la WC-ul, nu? Da. Asta ziceam și eu. Mai este un pic și umple toată asta. Doar că mai este pe partea asta alaltă. Zic, mai este un pic și umplă până aici, până unde e asta și după aia, dar cred că se bagă și o toarnă în partea aia acolo. Ce parte? Cred că o toarnă pe aia acolo. Gata, Didi, le-am dat drumul la apă. Ce faci? Ai terminat? Da, de săpat asta. Așa? Păi nu mai da, că ajunge, cred că atât. Ajuns, da. Dar știi care e chestia? Hai să curățăm aici unde e conducta asta de apă, că dacă vine omul ăla, nu mai s-o repare direct, să nu mai stăm atunci când vine să sape, știi? Eu mai știu unde e asta băgată. Păi trebuie să vină, uite-te la asta, uite aici. Fix în locul ăsta, da. Mamă, nu, un pic mai încoace. De apă de aici. Păi e. Dar nu așa. Dar cum? Păi nu știu, trebuie luată cu lopata. Ia cu lopata. Ia, dă-te că fac eu. Dar nu te duc colo, de ce mi te duci încolo? Că tu trebuie să vii la egalitate aici. Păi trebuie să fac. Nu, că e făcut în partea asta altă cu buldo excavatorul, i-a tăiat mai mult țava. Da? Da. Nu, vezi că intri în țava, Adriano, acolo. Da, nu simți, că dacă n-au simțit-o aia ieri, crezi că tu o simți? Termină cu prostiile astea, țava trebuie să fie undeva aici. Ai găsit-o? Bun. Ia și... Uite că a făcut-o mai mare, vezi? Și acum trebuie scos tot de jur împrejurul ei să fie gen gaură. Dar hai că fac eu. Dacă tot să-mi tau eu gurlețul ăsta în mână... Du-te mă, cum ți-am zis eu, și ia lopata, că merge ăsta lua cu lopata. Hai că fac cum zici tu, măcar de data asta. Cum ne-au lăsat fără conductă de apă. Uite, vezi, nu merge mai ușor cu lopata. Dar e mult mai greu. Păi e mai greu, dar e merge mai repede. Trebuie eliberată asta ca lumea aici. Hai, dai tu cât dai și după aia mai dau și eu. Băieții aproape au umplut asta și trebuie să vină cu aia, dar iar nu mai vine nenea asta cu apa, iar rămâne, cred că o face mâine. Și trebuie să o facă mâine de dimineață tare, că dacă nu o face mâine dimineață tare, băieții nu poate să toarne aici. Ești conștientă, nu? Hă? Da. Aș pune pe unul dintre băieții ăștia să vină să o facă, dar... Dar trebuie să oprească apa, Alexandra. Nu s-o facă, să o facă, să vină să sape aici, să nu sapi tu. A, sau... nu, 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 nu.
știu ce am eu dacă sap. Dar unde e aia? Ha? Era prinsă cu... Da. Și unde? Dar trebuie să te duci mai în fund încolo. Cățeava s-a eliberat foarte mult acum. Și trebuie să te duci la adânc. Hai de capul meu ce e acolo. Aia trebuie scoasă toată de acolo. Ne-au dat de lucru băieții ăștia, Doamne! Bine că dacă stai și te gândești, nu e vina lor, pentru că... N-au avut de unde să știe de unde vine țeava. Știi? Oh! Se lipește! Și-ți dai seama dacă de vreme. Ce m-a străpit! Mamă, dar ce greu se umple asta, Adrianu. Nu mă așteptam niciodată în viață să se umple așa de greu. Și ții minte ce zicea oia pe care i-am avut prima oară aici? Că zice că, da, să vezi ce repede merge. Hai că merge repede, se vede. Aha. Ai grijă ca să nu... Vezi că o tragi cu totul. Da. Și trebuie dat un pic mai încolo. Dar oare dacă punem beton pe ea? Nu merge? Vrei după, peste câteva zile să scot, să dărâm tot? Ha? Zicea și eu așa. Eu zic că merge, mă, că betonul astupă. Astupă, da, într-adevăr. Păi astupă. Bă, ce cap ai și tu minte să mai trebuie. De ce, mă? Că dacă tu în beton pe ea, nu se astupă. Mă, dar noi dacă săpăm aici așa, cum mai vine șanță? A? Cum mai vine șanță? Păi n-are treabă, că l-astup din nou. Și nu o să fugă? Nu, pentru că îți vine plasa de Buzău și pui pământ. Nu știu, vedem noi cum face. Trebuie, n-ai cum, locul ăsta trebuie făcut. N-ai, chiar n-ai încotro aici. Hai, dă să mai fac și eu. Dă-te să mai fac și eu. Na. Hai, săraca, hai! A, nu, chiar nu știu. Și-a mai săpat-o și pe aia de dincolo. Ce, ți-ai sclin din mână? Ha? Ce-ai făcut, mă? Ți-ai rupt piciorul? Ha? Ți-ai rupt piciorul, mă? Le-am fugit piciorul în față. Hai numai cu tine prin spitaluri, nu stăteam acum. Aha, aha. Se sapă repede, nu? Dar eu n-am zis că se sapă repede. Adică eu cumva ai auzit că din gura mea că... Hai să mă dă repede. Bacă unghiile. Ce să bag? Bagă unghiile și sapă cu unghiile. Ideea e bună, bravo. Ai văzut? Crede-mă că decât cu ideea ta, mai bine cu ideea mea. Adică? Ideea aia ta, care ai spus-o mai devreme. Acum scoate partea aia. Mamă, ce ți-ai făcut, papucu? Da, tu știi că trebuie să săpăm mai încolo. Păi bagă hârlețul mai încolo. Aproape s-a umplut asta aici. Mai trebuie vreo două roabe.
s-a umplut. Ai auzit? Am zis că mai trebuie vreo două roabe aici și s-a umplut asta. E greu al naibii pământul ăla. Uite, vezi, ăsta s-a muiat. Ce? Ăsta. Dacă făceam așa și la veceu, se muia și ăla. Păi ți-am zis ce facem, Adriana, la veceu. Să facem, scoatem tot ce e săpat acolo. Mm. Înțelegi? Mhm. Și restul? Punem apă. Se muaie. Se mai muaie. Uite ce fel curge asta. Ce fel vine. Tu vezi că se înoptează, uite-te și tu unde-i soarele. Apune soarele de acum. Dar cred că ajunge, mă. Nu? Ajunge, mă, las-o așa. Dacă o fi să mai trebuiască, o să mai săpăm atunci, până să vină nenea. Hai de capul meu! Mână, oare asta poate spartă mai multe locuri? Nu, e spartă doar în locul ăla. De ce? Mă, tu ai văzut cât de mult ne-a ajutat domnul primar? Am văzut. Cât ne-a fost alături și de câte ori a sărit în ajutor și a venit și a trimis lumea. A trimis pe băiatul ăsta cu buldoi excavatorul. A făcut atâtea de, dacă îl sun în orice moment, îmi răspunde și îi mulțumesc din suflet, domnul primar, dacă vă uitați la acest vlog, să știți că vă mulțumim din suflet pentru tot ceea ce faceți pentru noi. Nu, cine s-o pune? Dar unde s-o pune? Puteți să o puneți în spate. Ce să puneți? Nu vă fură nimeni, dacă nu a furat până acum, crezi că fură de acum? Adriana, ce facem acum? Păi mai stăm un pic, termină de turnat ei acolo și după aia plecăm, nu? Cum să intre pentru că e apă. Și până nu vine să ne repare țeava, n-avem ce face. Hmm. Doamne, stăm de atâtea zile cu țeava asta așa, mă. Asta e? Aia e. Poate prinde Crăciunul. Poftă? Poate ne prinde Crăciunul. Poate îngheață până mâine dimineață. Câte grade să afară noaptea asta? Zero. Zero, nu? Nu îngheață, nu? Nu. No. Bine. Ce mai speria? Ia curița, ade în ropa ta aia de acolo. Mamă, ce m-a sperat! Nu, dar e cu știa, nu știa că băiatul e acolo, eu! Mamă, pe ce m-a? Hai să termine și băieții. Nu, ce strigoi, că nu e vorba de strigoi, e vorba că m-a sperat că nu știa că e spatele meu. Ce? Ha? Zic să termine și băieții și după aia mergem acasă. Da. Ce faci, domnșoară? Da? Da. Băieții cât mai au de turnat acolo? Puțin, cred. Și după aia mergem, nu? Da. Mai ești de altceva de strâns? Dar de ce-i bagi aici? Nu, unde vrei să-i bag, ca să nu ia vântul. Pe foc. Păi pe foc, păi când o să aprinde foc, am zis că mai ești pe foc. Ah. Cam cât mai aveți de turnat? Ha? Cât mai aveți de turnat? Cam câte roabe din astea? Și după mergem, da? Bine. A venit și nenea cu apa. Am văzut, dar ce a zis? A zis că vine mâine dimineață că spline bazinele și acum chiar dacă oprește nu... Și trebuie să le oprească mâine dimineață când e goale și am zis să vină mâine dimineață pentru că băieții trebuie să bage să toarne acolo fundația. Mâine dimineață. Trebuie să sape, să facă șanțul că ăsta l-a terminat. Ăsta l-a terminat. Mai trebuie pus stâlpul ăla acolo. De fapt, stâlpul e deja pus. Stâlpul la poartă 1 este pus. Uitați că m-am, cât au, până unde au putut să intre băieții, asta s-a umplut iar de apă aici. Doar cât au durat, câteva minute și s-a umplut de apă. Stâlpul a pus, să vă arăt cât mai au de umplut băieții și cam gata pe astăzi, pentru că deja este târziu și începe să se întunece afară.
Și na, suntem mulțumite cu cât am reușit să facem astăzi. Cam atât mai au de turnat băieții. Au zis că doar aia și că... Uitați că vine un băiat cu... Stâlpul, mamă, cât e de înalt stâlpul ăsta. Doar betoniera asta o mai aveți, nu? Da, și noi că mai facem una. Mă, una! Păi... Nu, a zis că s-ar putea să mai facă încă una. Că se umple toate astea. Una nu mai facem a doua. Să umplăm acolo. Hai că ați tras azi toată ziua de voi. Au tras băieții azi toată ziua, au muncit în continuu. Știu ce-i pe mine. M-am făcut ca o vacă. Schimbă-ți, mă, geaca, nu ți-e rușine să umpli cu aceea geacă. Astăzi am luat-o pe mine. Fiecare zi trebuie să schimb câte o geacă? Da. Bun, atunci revenim când o să fim pregătite cu toate sculele strânse, tot. Înceapă. Când o să fie gata. Înceapă mâinile. Și eu ce vrei să-ți fac? Vreau să mă spăl. Nu-mi pasă. Bun, revenim după ce termină și băieții de turnat. Ați văzut cât mai au de turnat. Și Doamne ajută să fie bine, să fie și mâine la fel, pentru că asta e bine. Revenim. Astăzi cele 8 ore s-au încheiat. De unde te crezi, mă, Adriana, la puterea dragostei? Zi-mă! Zi-mă! Zi unde te crezi? Astăzi cele 8 ore s-au încheiat. Nu s-au încheiat, mai este un pic. Mai este un pic, trebuie să vină domnșoara Cristina. Trebuie să vină domnșoara Cristina. Mamă, ți-e doar, Adriana? Ha? Ți-e doar? Nu ți-e doar? E mai bine aici să-ți dau la lucrurile decât acolo. E mai ușor aici decât acolo? Acolo, dar mă simt mai liberă. Mai liberă, nu? Poți să ieși când vrei, poți să intri când vrei, da, așa-i. Hai! Am terminat și pe ziua de astăzi, băieții mai au puțin de turnat beton. După care strâng toate sculele care le are împrăștiate, betoniera o pune undeva unde nu poate să o ia nimeni. Și... Unde mai exact? Ha? Unde mai exact? Nu știu, dar sperăm, băi, avem cimentul ăla în drum. Sperăm să nu ne-l fure nimeni. Adică până mâine dimineață nu e mult, dar poate să treacă oricine să fure. Trece o persoană, fură doi saci, mai trece o persoană, mai fură doi saci. Ei, poate nu se întâmplă nimic. Ei, poate mâine ne trezim fără ciment, că atâta ne trebuie. Ha? Ce facem? Nu cred eu, mă, că mai există persoane din astea care să mai fure. Mai ales ciment. Ce faci cu cimentul? Păi, cine știe? Sunt oameni care lucrează. Sunt, am văzut atâtea construcții aici în satul ăsta, oameni care își fac casă. Păi și stai puțin, ei înainte să se apuce de lucru și comandă materialele. Sau vine cineva să fure și vinde. Na, nu știu, vedem mâine de dimineață ce se va întâmpla, dacă ne vor dispărea sau dacă nu. Să nu uitați să ne lăsați în secțiunea de comentarii părerea voastră și bineînțeles dacă ne puteți da o idee ce să gătim mâine, pentru că mâine chiar nu știm ce să gătim. Mâine trebuie să gătim și nu știm ce. Dacă aveți idei, lăsați-ne-le în secțiunea de comentarii. Nu uitați că fiecare mesaj de al vostru contează foarte mult pentru noi. Faptul că ne sunteți alături și ne susțineți contează la fel de mult. Enorm și... de mult. Și ce să zicem, dragilor, pe ziua de astăzi am făcut cât am putut, cât s-a putut. Uitați și voi în ce hal arăt. S-au chinuit băieții, au muncit non-stop, deci băieții n-am ce să zic de ei, muncitori. No comment. Muncitori, Adriana zipa la ei, dar mai lasă-i, mă, să-și mai tragă sufletul. Dacă am ajuns eu să le spun că mai lasă-i să-și mai tragă sufletul, înseamnă că acum eu stăteam și mă gândeam și le spuneam, bă, oamenilor, voi trageți astăzi, mâine mai sunteți buni de muncă, că văd că voi trageți. Da, nu-i nimic, că noi suntem obișnuiți cu munca. Zic, bine, ok. Și după aia îmi zice băiatul ăsta, l-ați văzut băiatul în albastru, îmi zice, ci că vezi că poate pe luni, pe marți, încolo, este gata și gardul, mi-a zis. Și am zis că, Doamne, ajută să ai gura păcită să scăpăm de gard, pentru că prin câte am trecut cu gardul ăsta, nu vreau să mai trecem niciodată prin așa ceva, că a fost greu și bătaie de cap multă și muncă multă. Și stres și de toate de adunate acolo. Da, nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube, să ne lăsați un comentariu, să ne lăsați un like și pe data viitoare. Vă pupăcim!